Ultima etapă a turului Divizia Serie a doua a programat pe stadionul Parc din Cugir partida dintre Metalurgistul în echipament complet alb și CFR Timișoara. Prima ocazie aparține gazdelor prin Heghi, care nu reușește să fructifice centrarea de pe partea stângă a lui Shadi. Fază confuză în minutul 16. Achim execută o lovitură de colț, Boldor respinge până la Ohâi, care trage de două ori la poartă, însă în cele din urmă Heller trimite în corner. Două minute mai târziu, Lăcătuș îl lovește cu cotul pe Petre Narcis în zona cavității bucale. Consecința, plăci multiple la ambele buze, suturate la spital cu 6 fire. Ofensiva gazdelor continuă. Agresorul din minutul 18, Lăcătuș, centrează și Cristea trimite cu capul pe lângă poartă. Dominarea teritorială a gazelor este concretizată de Heghi în minutul 25, care după ce primește o pasă de la Grațian Moldovan, intră în careu și de lângă Velcea, Stoicovic și Heller trimite mingea pentru printre picioarele lui Boldor în plasă. Capitanul gazdelor, Grațian Moldovan, execută o lovitură liberă, mingea îi revine, însă șutul ocolește poarta timișoreană. O nouă lovitură liberă executată de Cristea, deviată însă de Boldor în corner. La primul atac feroviar, în minutul 42, înlocuitorul lui Petre Narcis, Brândescu, primește o minge de la Velcea, intră în careu și îl învinge pe portarul gazdelor Alexoi, 1-1. A fost o fază care a relevat slaba apărare a cugirenilor. O fază controversată în minutul 53. Achim execută o lovitură de colț, Ohâi lovește mingea cu capul, Boldor o scapă, revine și o prinde. După câteva secunde de indecizie, centralul Ioan Tărcan din Târgu Mureș acordă gol. Vă lăsăm pe dumneavoastră, iubitorii de fotbal, să apreciați corectitudinea deciziei arbitrului. Reporterul opinează totuși că mingea nu a trecut linia porții. La 2-1, oaspeții ies la atac, însă șutul lui Neagu din afara careului este blocat de Alexoi. Același Alexoi se opune la lovitura de cap a lui Kelemen și la șutul lui Velcea, exvedat de acesta doar de la 2 metri. Dorința feroviarilor de a realiza un punct a fost evidentă, însă la voleul lui Cocișan, liberoul Robuțiu deviază mingea în corner. Și când așteptam conform cursului jocului golul egalizator, Alexoi reține o centrare a lui Ivan, degajează până la Sârb, acesta pierde în fața lui Heghi, ajunge singur cu Boldor, însă șutul trece peste poartă. Ultima surpriză acestei partide aparține centralului Ioan Tărcan, care fluieră sfârșitul meciului după 88 de minute și 24 de secunde. Rezultat final, Metalurgistul Cugir CFR Timișoara 2-1.